Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Eu sunt Valeria și mă bucur în sfârșit că am mai mult timp să acord YouTube-ului și să postez și probabil și să vorbesc despre mai multe subiecte. Astăzi, pentru că trebuie să stăm acasă, da, este coronavirus, este virusul ăsta care efectiv ne obligă sau cumva ne ajută să petrecem mai mult timp cu familia, mai mult timp pentru dezvoltarea noastră spirituală, pentru a face curat în casă sau efectiv pentru a lenevi, ceea ce iubesc eu cel mai mult aici sunt, da. Îmi place să lenevesc, să stau în pat și mai ales să stau la seriale, la film, la cărți, la tot felul de chestii, numai să nu fac ceva util. Astăzi, după cum ați văzut și în titlu, vom vorbi despre 20 de seriale. 20 de seriale care eu efectiv le ador, îmi plac foarte mult, le-aș privi încă o dată dacă aș putea, pentru că eu sunt dependentă de seriale. Dacă mă bag la un serial, pot să stau o săptămână în casă să nu mă ridic din pat, efectiv să mă ridic doar să-mi pun mâncare și mă pun în pași din nou să mă uit la serial, atât de dependentă sunt. Dacă iau un serial de la început, pot să îl privesc într-o zi tot sezonul. Dar chiar cam așa sunt eu. Bun, astăzi am o listă de 20 de seriale. Le-am ales, vă dați seama. Așa. Și o să încep cu un serial destul de puternic emoțional. Dacă nu îți place sângele, mortăciunile și etc. Nu ți le recomand să îl privești. Se numește Dexter. Este despre un băiat care lucrează în poliție și cumva e băiatul ăla care ia amprente și omoară oameni. Este foarte tare, dacă ești puternic emoțional, privește-l pentru că e foarte, foarte ok, dar nu învăța nimic de acolo. Următorul serial, dacă să vorbim iarăși despre poliție și urmăriri penale, ok, serialul se numește Elementary, este vorba de un cuplu, nu sunt într-o relație, ei descoper tot felul de crime și ajung să urmărească oameni care fac rău în lume. Este foarte tare, îmi place foarte mult, o să vă las aici toate pozele la seriale și eu cred că vă prinde serialul ăsta. Următorul serial care m-a prins pe mine foarte mult a fost Nashville. Este vorba de mai multe persoane care fac muzică și cum funcționează industria muzicală în perioada noastră și ce trebuie să faci, pentru că știți și voi că știți și voi ca să faci muzică sau să te ridici în orice job, ai nevoie de ajutor, de muncă și cumva de un spate care să vorbească acolo pentru tine, de-aia în momentul de față noi avem case de discuri. Serialul se numește Nashville. Următorul serial care îmi place mie foarte mult, la fel este despre muzică și despre industria asta și cât de greu este să te ridici, se numește Empire. Probabil îl cunoașteți pentru că îl privesc destul de mulți oameni, este ceva de gangsta și bla bla bla, știți voi, negri și lucruri de genul ăsta. Următorul serial este Outlander. E un serial de dragoste, aș putea să spun, pe mine m-a prins foarte tare serialul ăsta. M-a prins, de fapt, dragostea dintre acești doi oameni diferiți din secole diferite și asta cumva m-a ajutat și m-a făcut să cred că totuși dragostea există, deși e un serial, dar se merită serialul ăsta. Ținând cont că ei sunt din secole diferite, e ca și cum ai zice, suntem vârste diferite, dar nu ne iubim. Ba da, nu contează nici secolul în care te-ai născut și nu contează nici din ce familie ești și ce vârstă ai. Asta este părerea mea. Dragostea adevărată învinge tot.
Așa, următorul serial care îmi place mie foarte mult și l-am început de curând se numește New Amsterdam. Este vorba de un bărbat care a fost denumit șef al unui spital și încearcă să schimbe lumea și să salveze tot felul de vieți, dar fiind faptul că el este și el bolnav, dar nu vă zic mai multe lucruri, chiar îl recomand și îl puteți privi. Următorul serial se numește Dynasty. E vorba de o familie foarte, foarte bogată și cum încearcă ei să iasă din tot felul de situații și cum ajută ei oameni sau cum îi învinuiesc pentru un lucru sau pentru alt lucru. Mie îmi place, nu știu să vă zic mai multe detalii, pentru că în serialul ăsta se întâmplă tot felul de lucruri și niciodată nu țin pasul cu toată atmosfera aia. Mai departe, în lista mea de seriale este The Blacklist. Poate îl cunoașteți, poate nu, îl recomand și chiar nu vreau să vă spun mai multe despre serialul ăsta pentru că merită văzut și merită văzut și pierdut timpul la o sămânță în fața acestui serial. Următorul serial este Casa de Papel. Atât. Atât am avut de zis. Știți. Știți, da? Priviți-l dacă nu l-ați privit. Acum, dacă stai acasă și nu ai ce face, chiar merită văzut. Este vorba de câteva persoane, nu știu câte la număr, cred că sunt în jur de 10 sau 9, așa, și plănuiesc un jaf, de fapt mai multe, dar o să vă uitați voi. Următorul serial despre avocați, care deja s-a și terminat, din păcate aș putea să spun, se numește Suits. Sunt câțiva avocați, de fapt e o firmă de avocați care încearcă să rezolve situații și de obicei intră în tot felul de căcaturi și lucruri neregulamentare. Așa că priviți-l, este foarte, foarte tare. Următorul serial se numește Lucifer. L-am privit într-o perioadă. Am fost amatoare de acest serial, dar după ce am început să citesc Biblia, am realizat că oamenii sau regizorul acestui serial încearcă să îl pună pe Lucifer într-o postură bună și ca noi oamenii să-l vedem de parcă el nu a greșit și că nu face nimic rău și că înțeleg că treaba asta e doar un serial și că trebuie luat ca atare, dar nu pot să accept faptul că cineva îl consideră pe rău ceva bun și să noi să fim de acord cu treaba asta. El merită văzut doar în contextul și în cazul în care ești destul de lucid în ideile și lucrurile pe care tu le faci. Și ca acest serial să nu îți schimbe absolut deloc perspectiva ta asupra acestui rău, că n-aș putea să zic om, că nu e om, înger. Următorul serial este Game of Thrones, cred că îl știți, îl cunoașteți, este un serial foarte, foarte, foarte bun. Eu am început și eu să-l privesc cumva anul trecut, când deja toată lumea vorbea la nesfârșit despre el. Mie mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, deși pe anumite segmente mă cam plictisea, sincer vorbind, dar merită văzut, este foarte, foarte tare. Sunt foarte multe lucruri acolo, război, dragoste, suferință, romantism, tot ce vreți voi. Următorul serial, dacă ești vorbitor de limba rusă, îți recomand serialul Major. Este vorba de un băiat născut într-o familie foarte, foarte bogată și el este trimis la un moment dat, face el o greșeală acolo și este trimis să lucreze în poliție. De acolo începe toată nebunia, este foarte, foarte interesant. Încă un serial despre actori, pentru că nu am văzut foarte multe seriale despre actori, iar ăsta cumva mi-a picat foarte bine la un moment potrivit. Se numește The Arrangement. Sper că pronunț
bine aceste seriale, chiar sper să nu scrieți în comentarii: Valeria, nu știi să pronunți, nu știu ce chestie. Deși se întâmplă foarte des că lumea mă critică pentru modul în care vorbesc eu sau cum pronunț eu lucrurile, sunt moldoveancă, deci asta e motivul. Moldoveancă din Chișinău, adică din Basarabia. Este vorba de o fată care dă o preselecție la un rol de film. Acolo se îndrăgostește de acel actor, marele actor, ei devin împreună un cuplu și lucrurile se aranjează nu în favoarea ei, pentru că află anumite lucruri. Asta o să îl priviți voi. Următorul serial este The Catch. La fel, doi avocați, de fapt o avocată, un băiat care jefuiește, se îndrăgostesc și lucrurile nu merg așa cum trebuie. Următorul serial se numește The Pretty Little Liars. Probabil îl cunoașteți, este un serial foarte vechi. Despre 5 fete care, mamă, e foarte lung dacă vă povestesc. 5 fete, una dispare și restul fetelor sunt mereu urmărite din cauza faptului că au impresia că au omorât acea fată, adică a cincea fată. Următorul serial se numește White Collar. E un serial foarte tare. L-am privit acum 2 ani, cred. Am și uitat despre ce e. E despre un băiat care dublează portrete, din câte îmi aduc eu aminte, deși nu știu să vă zic exact, este foarte tare, foarte, foarte, foarte tare. E cumva în același, pe aceeași pedestal cu The Blacklist. Următorul serial se numește Doped. La fel este despre doi avocați. Sau despre una, mai bine spus, care încearcă să salveze oamenii și după aia face o mare greșeală pentru că se îndrăgostește. Următorul serial se numește Stitchers, sper că pronunț bine. Este despre o afacere, să zic așa, care este foarte puternic serialul, încearcă să aducă oamenii morți la conștientizare, de fapt să afle ce se întâmplă cu oamenii morți care au murit. Nu. Deci, să vă explic cum e treaba. Mamă, nu pot să vă explic, nu este destul de complicat. Adică o bagă pe o tipă într-o piscină și intră în memoria celui mort ca să afle care este motivul morții sau uciderii sau etc. Este foarte tare serialul. Așa, sper că am spus toate serialele. Haideți să vedem. Vampire Diaries îl știți deja. E serialul la Mama Mia de serial, care toată lumea l-a văzut. Unii s-au plictit. Mama, între timp s-a și stins camera. Am reușit să m-au sunat niște prieteni de meu că au zis că vin la mine pentru că sunt bolnavă și am reușit să tai o lumâie și să mă, știți voi, să... Așa, vorbeam despre Vampire Diaries. Este serialul ăla super lung care nu se mai termină niciodată. Lucrurile încep să se încurce, este părerea mea, la un moment dat. Și eu m-am uitat până la sfârșit pentru că nu îmi place să las nici un serial neterminat. Așa că am stat cu el, nu știu, 20 de sezoane, cred. Am stat acolo, m-am uitat, am vrut să văd cu ce se termină. Se termină prost. Din punctul meu de vedere, dacă l-ați văzut, bine, dacă nu l-ați văzut, tot e bine. Începutul este super mișto până în sezonul 5 și după aia o ia razna toată lumea și regizorul, cred, și tot ce se întâmplă în serialul ăla. Următorul serial este Peaky Blinders, care l-am descoperit de curând. Mi-a plăcut foarte mult în prima parte, după aia a început să mă plictisească serialul ăla. Știu, toată lumea o să-mi sară în cap, este mișto, actorul ăla foarte sexy și așa mai departe,
dar realizez că la un moment dat serialul promovează un lucru care nu îmi place și, dar în schimb sunt foarte curioasă cu ce o să se termine și dacă o să se termine vreodată și dacă o să moară toți de acolo. Așa că dacă nu te-ai uitat, uite-te că e super tare, mai ales în perioada când el se îndrăgostește, atunci e cel mai tare, îi bombă! Dragii mei, cam asta a fost lista mea, mi-am lăsat și laptopul acolo între timp. Cam asta a fost lista mea, nu știu dacă am mai adăugat mai mult de 20 sau nu. Dacă aveți voi un serial super tare, lăsați-mi în comentarii pentru că în perioada asta chiar vreau să efectiv să stau în pași, să mă uit, mai ales că acum sunt și răcită un pic și probabil la o sămânță, la un popcorn, la un ceai cald, serialele o să-mi prindă bine. Dacă v-a plăcut acest video, dați-mi un like, m-ar ajuta și un subscribe și dacă aveți cumva idei de alte vloguri de stat în casă, eu le ascult și o să-mi placă să petrec timp mai mult cu voi pentru că am realizat că cumva am neglijat în ultima perioadă. Știu, sunt un nou novuț pe YouTube, mi-e puțin cam complicat să vorbesc în fața camerei, deși n-ar trebui, dar am senzația mereu că greșesc și mi se stâlcește limba în stânga și în dreapta și e cumva mai complicat pentru mine. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat și sper că v-ați găsit un serial care o să vă placă. Am seriale de mai multe genuri, așa că sper că o să fie unul pe placul vostru. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ați rămas cu mine până în punctul ăsta. Eu vă pup și ne vedem data viitoare, da?